Fun cu Drecea, Ralu și Bogdan. Nu știu dacă știți, dar a avut loc un nou incident în pasajul Unirii. O auto utilitară, pentru că nu mai putem să zicem camion, a rămas blocat în limitatorul de înălțime și mi se pare incredibil că e deschis pasajul ăsta de vreo două săptămâni sau ceva de genul, s-au blocat vreo 10 mașini până acum minim. Pare că poți să treci peste orice în viață, numai prin pasajul Unirii nu e loc. Și sunt curios dacă o să facă la fel ca atunci când au cumpărat trenuri noi pentru Metrorex și după au trebuit să pilească peronul ca să încapă trenul. Și oare o să aibă și aici vreo soluție din asta de moment, că e cam nasol să pilești tavanul, deoarece va rămâne în pasajul Unirii, iar deasupra cerul, că nu o să mai fie nimic. Poate e drăguț totuși că o să fim primii oameni din lume care vor avea pasaj cu panoramă. Privește, da. Privește pasajul. Da, privește, nu te mai preocupa, vezi că e chimă mașină înainte. Campionul mondial la șah a cedat un meci după o singură mutare. Ce nu știe lumea e că acesta a avut parte de cea mai grea mutare din viață, și anume mutatul la casa lui. După lungi discuții cu părinții, acesta a constatat că nu mai e cazul să stea cu ai lui, deși vârsta de 45 de anișor nu o cerea, dacă e să mă întrebați pe mine. Sper din suflet că e pregătit să nu facă pe nebunul atunci când va afla că sacii cu noi trebuie cumpărați de el. Poate va da o tură și pe la market folosim banii lui, deoarece regele și regina nu-l mai întrețin. Iar când va afla pe pielea lui cât costă benzina, probabil va folosi doar calul în lumea asta mică, neînsemnată și plină de pioni. Vă mulțumesc! Mamă, Drăcea, președinte! Am zis să da. Twitter va încerca să-l oblige pe Elon Musk să cumpere compania după ce miliardarul a renunțat la tranzacție. Nu știu dacă știți, dar aparent Elon Musk a vrut să dea un fel de retur, dacă îmi permiteți. S-a jurat pe Tesla că o să cumpere Twitter, apoi a zis, bă, vin vremuri grele, ci că mai crește prețul la Enel, nu m-aș mai băga acum, mersi oricum. Cred că așa se simte și un curier când ți-aduce pachetul acasă și tu zici că îl dai retur, că nu-l mai vrei. Ce mi se pare interesant e că cei de la Twitter vor cumva să-l oblige pe Elon Musk să cumpere, deși după cum bine știm, dragoste cu forța nu merge. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Cert e că indiferent de ce se va întâmpla în viața asta și indiferent de ce business-uri va mai avea Elon Musk, nimic nu va fi mai inutil decât racheta aia pe care am făcut-o, s-a ridicat de la sol 2 metri și a picat. O altă știre ne spune că este sănătoasă cafeaua și câte căne ar trebui să bem zilnic. Aici nu știu sigur dacă e sănătoasă, tot ce pot spune e că cei din jurul meu n-ar mai fi sănătoși dacă n-aș bea eu dimineața. Plus că unește oamenii și poate fi folosite ca scuze / vrăjeală pentru orice. De exemplu, hai să ieșim la o cafea, care înseamnă clar că vreau să-mi unesc destinul cu tine, să ne unim familia și averile. Sau hai sus la o cafea, care știm cu toții ce înseamnă cer, nu bea nimeni nimic sus. Sau celebra scuză atunci când cineva te cheamă la nuntă, nu pot frate să vin că nu se simte cafeaua mea bine și trebuie să am grijă de ea. Și mai avem o știre cum a devenit un aligator animal pentru sprijin emoțional. Știu că noi ne luam de Iulia Albu, care plimba o găină lesă, dar iată că în alte țări crocodilii țin de urât oamenilor. Mi se pare mișto asta, să avem un pic de diversitate, adică ce tot umblăm doar cu pisici, câini și hamster. Hai să mai adăugăm și câte ceva, nu doar așa animale de-astea de companie, și le putem găsi tot felul de atribuții. De exemplu, girafa, care poate fi folosită pe transport oriunde în lumea asta, mai puțin în pasajul Unirii, unde și măgarii sunt la limită, dacă să mă întrebați pe mine. Vulturii pe post de livrator de mâncare, adică sunt rapizi, pot căra o pungă mare în cioc și știi sigur că dai bacșiși de frică, să-mi dai seama. Sau lei pentru bombardier, măcar așa vor avea sens tatuajele alea cu capete de leu și citate de genul viața mea, regulile mele. What the Fun cu Drecea, Ralu și Bogdan. În fiecare zi, de la 7, la Pro FM.